Salutare prieteni și iată-ne din nou la un food draft. Bă, data trecută nu l-am avut pe Ronaldo și pe Messi și a fost foarte greu. Nu știu ce se întâmplă în ultima vreme, parcă nu mai jucăm bine, nu ne mai iese absolut nimic. Să vedem ce o să iasă de data asta. Și da, prieteni, dacă mai doriți episoade de food draft, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să intrăm, pentru că ne costă destul de mult să facem un draft. Dar, na, merită câteodată. Hai să vedem sistemele, dacă ne ajută aici. 4-4-2, 4-2-2-2, 3-4-2-1, 4-3-1-2. Da, nici măcar sistemele nu ne ajută. Am putea să jucăm 3-4-2-1, dar e foarte riscant cu 3 fundași. Nu sunt sisteme deloc bune. Chiar nu sunt bune. Dar o să le iau pe ăsta. O să le iau pe ăsta, n-am ce face. 4-1-2-1-2 wide. Nu vreau să joc cu 3 fundași. Chiar dacă la FIFA 16 jucam mai mereu cu 3 fundași. Asta este. Acum jucăm mai sigur. Hummels, Ramos avem aici ca fundaș central. Cred că merg pe Spania de data asta. Data trecută n-am avut Spania și a fost foarte dificil. Îl iau pe Ramos. Hai să luăm pe Ramos. Celălalt fundaș central, cine o fi? O are Mustafi, Martinez, Smalling. Luăm pe Martinez. Hai și portarul, să vedem portarul. Reina. Luăm pe ăsta de la Valencia, Alves. Bun, avem bine până acum, să vedem fundașul dreapta. Avem pe Alves, dar lasă-l. Lasă-l că nu face chemistry. Carvajal face link verde, e foarte bun. Uite, Marcelo pe stânga, la perfecție, avem un team of the year. E bine asta. Enzonzi. Parcă l-am mai avut odată și nu mi-a plăcut cum a jucat, dar sper ca de data asta să joace mai bine. Bonaventura, Sterling, Carrasco. E bine. Niciun Ronaldo, nimic. Sper să-mi dea pe Ronaldo ST. Atacant. Cuadrado, Mkhitaryan, Robben. Opa. Hai să vedem ce luăm noi aici. Quaresma îmi place foarte mult. Cuadrado e șmecher. Robben și mai șmecher. Oscar. Aoleo, Gurcuf ar face cu Enzonzi. Cam atâta. O să-l ia pe acest Didavi. Pentru că face cu domnul Robben. Să zicem, sper să la altceva. Ibrahimovic, Sturridge, atacantul meu preferat, Sturridge. Ibrahimovic ar fi iarăși și o soluție. Hai să luăm pe Ibra, bă. De ce nu? Da, aleu, ne-a omorât aici, ne-a omorât. Sper să-mi dea Ronaldo atacantul, că altfel e problemă. Hai să vedem, Vasquez, Pedro, Felipe, Luis. Îl iau pe Vasquez ca și mijlocaș dreapta. Ne mai trebuie atacanți, un CIM, Insigne, Sacro. Îl iau pe Insigne momentan. Hai la ceva mai bun, la Gerard Bale. Coutinho, l-aș lua pe Bale. L-aș lua pe Bale. Cam așa, să zic, până acum, cel puțin, Bale acolo nu arată rău deloc. De Bruyne, Garcia, mamă, cum arată De Bruyne ăsta. Dar unde să-l mai pun? Unde să-l mai pun și... Dar iau pe De Bruyne, prea bun, omule, prea bun De Bruyne. Mertens, Lalana, bă, dar dăm din Spania, cum mai dă din Spania, ești nebun la cap, paie. Lalana. Le-au pe Payet. Ronaldo, Messi. Unde sunt? Nu mai dă Ronaldo și Messi. Nici draftul trecut nu mi-a dat. Dumnezeule, Ronaldo, Messi. Hai deodată. Mertens mi l-a dat de 7 ori. Coutinho. Ești nebun la cap. Dă-mi atacant. Dă Silver. Acum îmi dă Silver. Dă-mi atacant. Nu-mi dă atacant Ture. Asenho.
îl ia pe Asensio și facem așa. N-avem altfel cum. Puh, mamă, iar nu-mi dă jucător bun, iar nu-mi dă jucător bun și vrea să fac ceva. Draftul ăsta, Fițar, draft de râs. Nu mi-a dat iar Ronaldo, nu mi-a dat Messi. Sunteți culmea, fraților. Vreau și eu odată Ronaldo și Messi și nu mai îmi dă. Hai să vedem portarul, da, avem portar. Dă-mi un oblac sau ceva mai bun. Vezi să nu-ți dea ceva mai bun. Slăbuț, nu mi-a dat jucători buni. Nu mai îmi place. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctore? Sunt curios dacă facem și 100% chemistry, dar nu cred. Din cauza lui Ibrahimovic. Așezăm un pic banca de rezerve, care nu este fantastică, ce-i drept. Da, cam așa arată 8-6, hai să vedem managerul ăsta, dacă ne poate ajuta. 98. Doar ăsta ne dă doar 98, ești nebun la cap, ce se întâmplă? 84, hai să vedem. Na. Să joc cu Bale atacant. Nu prea mi-a dat jucători din Spania, ești nebun la cap. Coutinho. Să joc cu Ibra până la urmă. Îl bag pe De Bruyne în locul lui Asensio după ce începe meciul și cam așa. Nu știu, nu e o echipă senzațională, nu mi-a picat jucători. Ați văzut că vreau și eu jucător bun, nu-mi pică. Hai să trecem la primul meci totuși. Na, jucăm așa, n-avem ce face. Dacă pierdem, asta este. Eu sper să trecem mai departe, dar e greu. Cu jucători de 82, avem 3 de 82 acolo, de la mijloc în sus. De abii 2. O să vină aia cu super echipe, cu 3 team of the year, super inform. Va fi greu, 89 rating. Va fi uimitor de greu, dar încercăm. Astăzi n-am jucat niciun meci de FIFA, deci e posibil să ne o luăm destul de grav. Dar hai să găsească adversar, zic eu. Să nu mai așteptăm. Da, și uite, l-a găsit. Când vreau să mă relaxez un pic, l-a găsit. Hai să te vedem. Aburuman. Ce nume are asta? Să vedem echipa. Ce vă spuneam? Griezmann 89, Messi 96, Ozil 90, Ramos 96, Marcelo 93, Carrasco 87. Da, uite, nu putea să-mi dea și mie un Griezmann de 89. Prima fază de atac e cu Messi, normal, care va șuta acum. Bine, Diego Alves. Mă, n-am jucat niciun meci astăzi, parcă zic că sunt străin de FIFA. E ciudat, treia să mă încălzesc eu. Dar să sperăm că ne vom încălzi cu acest meci. Ibra, respinge, bă, băiatule. Din a sărit Ibrahimovic, ați văzut? De ce mai vin care, omule, dacă nu sari? Ia uite, fratele meu. Ai, Marcelo. Nu Marcelo al lui, Marcelo meu. Mă gândeam că o să luăm gol până la urmă din... Da, stai că nu s-a terminat. Senzonzi respinge. Bine. Hai, Bale. Ibrahimovic n-are viteză, n-are viteză, n-are nimic. Poate să prindem un șut cu el. Bine, Carvajale. Senzonzi. Hai, hai, Ibra. Ce are, mă, Ibrahimovic ăsta? Eu n-am prea jucat cu el la draft. Dar nu va fi așa de slab. Oh, Ozil. Mamă, ce probleme avem.
Hai că am zis că fac schimbări, le-am uitat, bă. L-aș scoate și pe Ibrahimovic, deja m-a disperat. Așa. Și Robben ar fi bun în locul lui Vasquez, dar mai încolo, mai încolo. Bine aici. Asenho. Oh, ai cu pasa aia. Deci o pasă de 2 metri n-a dat. Bună. Hai Carrasco. Marcelo. Gerard Bale. Asenho. Scoate portarul. E nebunie. Merge și puțin framat. Leo Messi. Nu lăsa să treacă, nu lăsa. Bine, băi, Carrasco. Cât de bine s-a apărat omul. Bine aici, Marcelo. Hai, Bale, că tu ai viteză, Bale. Bine, bine. Tot pentru Bale. Șutul lui Bale. Sergio Ramos, nu putea să o devieze în poartă, mă? Bă, ce e o nefăcută? Ah, cât de bine s-a apărat. No, cum a trecut. Ia uite, Griezmann, Griezmann, cum să-l prinzi pe Griezmann? Te driblează ăsta, te pune în cur. S-a blocat, nu pot să cred. O să mă trezesc cu mingea în poartă acum. Așa e? Nu. Pe aproape. Pe aproape să mă trezesc cu mingea în poartă. A intrat De Bruyne, mamă, dacă îi țișea pasa asta De Bruyne, erai zeu. Hai Ramos acasă, bine, acasă la Diego Alves. Ibra. Bale. Hai cu pasa aia bună pentru Ibra. Ibra cam doarme, bă. Bale. De Bruyne! Frumos, frumos aici. Hai cu cornerul ăla, cu Ibra. Hai măcar cu capul s-o dai Ibra. To Bale. La bara a doua, mai prost acum. Bine Bale. Lovitură liberă pentru noi. Gerard Bale sau cine mai babate ar putea să înscrie. Hai Bale. Wow, bară! Cât de frumos a dus mingea asta. De Bruyne dă cu capul de acolo. Am dat-o în bară. Atâta ne mai trebuia să dăm în bară. Hai Marcelo că ești toti. Bine, 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 bine. Ținut autul pentru noi. Deci Ibrahimovic este inexistent, vă spun. Au, ce pasă. Hai, hai Carrasco, că nu prea te-am văzut Carrasco. Hai Carrascule. Bine. Bine cu Bale acolo. Hai Bale. Penalti. Bă, l-a rupt. Și tu nu dai penalti. Aveți ce ți-l rup și eu pe Messi. Mă rupe cel mai bun jucător ăsta. Deci pe mână cu arbitru, nu? Hai să-i dăm acum. Să-i o... Dar Bale e rupt. Hai că și-a revenit Bale. Pauză, fluieră. Fluieră. Tot am zis. Da, trebuie să schimbăm. Intră Coutinho. Micuț, dar rapid. Nu mare și tămâie. Ce, mă, am pierdut conexiunea? Bă, deci m-am săturat de fucking jocul ăsta.
Iar îmi dă eroare asta, că eu am pierdut conexiunea, serios. Serios, jocule. Și ăsta e cel mai fucking pro joc. Și că am pierdut eu conexiunea. Serios. Ah, acum te conectezi, hă? Da, mă. Ai dreptate. Mhm. Mersi. Să știi tu, mersi. Ai un like. Da. 3-0 la masa verde. Cât de frumos câștigă adversarul nostru. Felicitări. Godin. Interesant. Da, fraților, așa se pierde un draft, spică conexiunea, cică, că na, eu dacă intram acum pe orice, pe internet, netul mergea brici. Dar na, așa este de la EA, n-ai ce să le ceri. Probabil ați pățit și voi asta, n-am ce zice. Cu siguranță treceam de asta, mergeam mai departe, dar asta este. Să le mulțumim celor de la EA, nu? Hai că-l pun pe ăsta pe 10.000 și sigur îl dau pe 10.000, că nu e pe market și sper să-mi scot banii de pe draft. Că na, măcar atâta, dacă n-am putut să ne bucurăm de draft din cauza celor de la EA cu prostiile lor care le au. Mare prostie. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Probabil facem în weekend un live cu drafturi. Asta dacă vă doriți. Dacă strângem la episodul ăsta foarte multe like-uri, înseamnă că vreți să facem un live în weekend și o să jucăm acolo drafturi. Asta este. Cam ăsta a fost episodul. Nu este vina mea. Îmi pare tare rău. Chiar vreau să joc. Aveam chef. Numai bine, prieteni. Pa, pa.